Preaiubiții noștri și scumpii noștri frați și surori, aș dori și eu, din adâncul ființei mele, să ajute în câteva minute lucrul și lucrarea Domnului din după amiază la pacii, încercând să înfloresc și să dorim împreună acest program cu câteva minunate și prea frumoase lucrări din opera marele nostru cântăreț al Golgotei, fratele Traian Dorț. Și rog asistența să întreabă cu vederea să este felul în care am început, așa cum zicea Părintele mai înainte, pentru că nu am dorit nici să cobor valoarea înaltelor oficialități, să ridic la mare înălțime mulțimea de frați și surori, și dimpotrivă am dorit ca pe toți să vă cuprind și să vă simt în inima și în sufletul meu, în dragostea lui Dumnezeu, în lucrarea cea sfântă și veșnică pe care a săvârșit-o prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, prin care ne-a unit și ne-a împrăzit pe toți oamenii din întreaga lume, de pe întreg cuprinsul pământului acestuia. Și-aș dori să încerc cu două poezii a fratelui Traian, așa cum am amintit, să îmbogățesc și să înfloresc puțin programul acestui zile. În cea din tâi lucrare, zice fratele Traian Dorț așa: nimic nu-i mai frumos pe lume, nimic nici mai statornic nu-i, ca bucuria muncii sfinte, ca rodul strâns la vremea lui. Când Dumnezeu ca un prieten veiază peste cortul tău, cine ar putea să te înspăimânte sau ce ar putea să-ți facă rău? Când cel nenorocit se roagă spre binecuvântarea ta, cine ar putea să o îndepărteze ca Dumnezeu să nu te-o dea? Când orbul că ești vedere și șchiopului că ești picior, când ești sărmanului putere și slavului ocrotitor, când e cuvântul tău ca rouă, când ești ca ploaia așteptat, nimic nu-i mai frumos pe lume ca urma ce-o lasă pasul tău curat. Atunci lumina ta va crește ca soarele spre altinei miez. Atunci pe tăi, crescând și în număr, și în vrednicia ai să-i vezi. Atunci, prin tine îmbogățite, mulțim în veci te vor slăvi. Și cine știe în vrednicie, pe cât întins vei străni. Voi încerca să comentez puțin, foarte puțin, sensul profund al adevărurilor pe care fratele Traian Dorț le exprimă aici. Și aș remarca, și putem remarca, că în prima parte sunt un segment al vieții creștinului prin care orice creștin poate să-și agonisească și să-și adune pentru sufletul său toate cele trebuitoare pentru mântuire. Ca rezultat a acestora, zice fratele Traian, într-una din strofele acestea, atunci lumina ta va crește ca soarele spre al zilei mele. Atunci pe tăi crescând și în număr și în vrednicie ai semne. Pentru ca să încheie așa de frumos, atunci pe tine îmbogățite, mulțimi în veci te vor slăbi. Și cine știe în veșnicie,
pe cât întinzi vei străluci. Și mai încerc într-o lucrare prea frumoasă a fratelui Traian, cu care de altfel aș vrea și să închei, în care zice așa: sărmane alergător spre moarte, priviți cum vă înșelați mereu, luptând pentru cununa lumii, vă pierdeți ca lui Dumnezeu. Orbiți de patimi vinovate, robiți de-a trupului folos, râvniți a lumii fericire și o lepădați de-a lui Hristos. Lăsați mâine ce aveți astăzi, cum faceți azi cu ce aveați ieri, și așa vă vindeți mântuirea înșelătoare de păreri. Uitând de adevărul unic, azi nu mai știți de ei sau noi. Căutând prea multe adevăruri, nu-i mai găsiți cărarea lui. Și veșnic nu veți mai cunoaște ce este drept din ce-i nedrept. Și aceasta vă va fi o sânda umblării drumul neînțelept. De atâtea ori s-au spus acestea și se vor mai striga în pustiu. Dar poate cineva ascultă, cât încă tot nu-i prea târziu. Și-ar mai vrea să adaug o strofă dintr-o altă, cea din urmă strofă, dintr-o altă lucrare a fratelui Traian. O, dacă astăzi încă, zice fratele, mai ești aici și viu, e semn că pentru tine nu-i totuși prea târziu. Dar mâine, mâine poate veni al tău apus. Ce lucru mare este să vii azi la Iisus? Ba încă una, dintr-o altă lucrare, mai vrednice sunt aceste cuvinte să le crezi și sunt mai adevărate ca tot ce atingi și vezi, cu tremură ființa și alege cu înțeles. Când vei vedea a elea, va fi târziu de ales. Va încă un om îngăduit. Oprește-te și până poți spre Dumnezeu te îndreaptă, că nu știi după care colț sfârșitul te așteaptă. Făcând zadar te vei opri când moartea te culege. Atunci pe veci de veci va fi. Târziu a mai alege. Dumnezeu de mare, ajută-ne să alegem că nu este prea târziu. Calea cea adevărată care duce Iisus spre cerul și spre mântuirea sufletelor tuturor. Slăviți să fie Domnul!